raportarea rezultatelor anului 2012 și validarea propunerii managementului societății referitoare la dezvoltarea pe viitor a societății de construcții reparații, referitor la îmbunătățirile pe care ne-am gândit să le aducem atât activității noastre în general, cât și dotărilor cu care reușim să facem aceste lucrări în orașul Mioveni. Asociații SECE Construcții Reparații Mioveni se vor întâlni începând cu orele 17, iar de la orele 18, sala de consiliu a primăriei orașului Mioveni va fi ocupată de SECE Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL. O ședință importantă sub două aspecte. Unul care se repetă an de an este acela al adunării generale ordinare a acționariatului SECE Servicii Edilitare, în care au loc discuții și prezentarea situațiilor financiare, aprobarea situațiilor financiare, descărcarea conducerii Servicii Edilitare, descărcarea de gestiune, precum și planuri pe care noi le avem și le propunem adunării generale în vederea dezvoltării și eficientizării activității noastre. În cadrul ședinței, Asociații SECE Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni SRL vor lansa obiective îndrăznețe care să ajute la dezvoltarea activității societății, unele dintre acestea vizând achizițiile noi, printre care și cele de terenuri.